Cu mult timp în urmă, dinozaurii au cutreierat pământul, au trăit, au vânat, au ucis și au stăpânit natura până când planeta a fost lovită de un asteroid care a fost de 14 ori mai mare decât suprafața Bucureștiului, cauzând dispariția acestora. Acest lucru a permis mamiferelor să se dezvolte, iar alături de ele au venit și ființele umane. Totuși, cum a fost viața pe pământ înaintea dinozaurilor și ce a dus la dispariția totală a acestora? În acest videoclip o să explorăm creaturile ciudate care au stăpânit pământul cu mult înaintea primilor pași făcuți de dinozauri pe planetă. O să vorbim despre insecte uriașe și artropode terifiante, la fel și despre rudele îndepărtate ale oamenilor. Hai să începem! 1. Brontoscorpio Înaintea erei reptilelor, atunci când dinozaurii stăpâneau pământul, a fost vremea artropodelor, unde multe dintre ele au supraviețuit până în prezent, inclusiv păianjenii, homari, miriapode, creveți, scorpioni și diferite insecte. Totuși, în această perioadă preistorică, înaintea dinozaurilor, acești artropozi nu erau la fel cum îi cunoaștem noi astăzi, fiindcă erau literalmente giganți, de exemplu, brontoscorpio, care este exact cum sună un gigant, pentru că bronto este folosit deseori atunci când sunt descrise animale uriașe, cum ar fi brontosaurus. Scorpionii moderni au o lungime medie de 10 cm, însă Brontoscorpio se estimează că era de aproximativ 10 ori mai mare decât aceștia, ajungând până la un metru lungime. Dacă te-ai întâlni cu unul, te-ar putea înțepa în coapsă sau în abdomen fără nicio problemă. Erau atât de mari încât până și procesul de năpârlire era dificil. Aceștia erau nevoiți să scape de pielea veche în apă unde își petreceau mult timp. Pentru a supraviețui călătoriilor lungi în apă, Brontoscorpio nu avea numai plămâni, ci și o pereche de branhi. Scorpionul se putea retrage pe uscat pentru a evita unul dintre puținii prădători marini ai acelor perioade, Pterigotus. 2. Tocmai ce l-am menționat, Pterigotus Cu toate că îi lipsea veninul pe care îl deținea Brontoscorpio, Pterigotus era un scorpion marin atât de mare încât putea devora un Brontoscorpio fără probleme. Măsura până la 3 metri lungime, ceea ce înseamnă că avea aproximativ aceeași dimensiune cu un aligator din prezent. Pterigotus nu își putea vâna activ Prada datorită masivității lui, însă, în schimb, se ascundea și aștepta ca Prada să se apropie, iar în ultima secundă își folosea cleștii masivi cu rapiditate pentru a strivi la propriu mâncarea cu o forță incredibilă. Nu-i de mirare că Brontoscorpio se ascundea pe uscat atunci când întâlnea un Pterigotus, din păcate, uscatul avea propriul său grup de prădători care pândeau în perioadele preistorice. 3. Furnicile gigant. La fel cum sunt întâlnite pe pământ în zilele noastre, erau o mulțime de insecte și în acea eră. Furniciile cu erau supercontinentul preistoric. Totuși, aceste furnici sunt destul de diferite față de cele din prezent. Înaintea dinozaurilor, trăia cea mai mare specie de furnici cunoscută oamenilor, fiecare exemplar măsurând 3 cm. Poate că la început nu par foarte masive, însă trăiau în colonii uriașe, în roiuri care devastau scatul preistoric. Regina coloniei avea aripi și era comparabilă ca dimensiuni cu o pasăre. Paleontologii și alți cercetători au ajuns la teoria că aceste furnici uriașe scuipau cel mai probabil acid și consumau în special mâncare proaspătă, dieta lor conținând probabil și carne. Dacă aceste relatări sunt adevărate, atunci cel mai probabil vânau în roiuri și măcelăreau animale preistorice mult mai mari decât ele. Dacă însă nu ești speriat, închideți ochii și imaginează-ți mii de furnici uriașe flămânde care te încercuiesc fiecare capabilă să scui pe acid. 4. Meganeuropsis Insectele uriașe nu mișunau doar pe suprafața terestră, ele zburau și pe cer. Să luăm drept exemplu Meganeuropsis, care este cea mai mare insectă care a trăit vreodată pe pământ. Seamănă foarte mult cu o libelulă, însă de foarte multe ori mai mare. Era de mărimea unui șoim și avea o anvergură a aripilor de până la 80 de centimetri a fost unul dintre cei mai eficienți vânători zburători cunoscuți vreodată. Meganeuropsis putea prinde prada în 95% din cazuri și avea o coordonare între creier, ochi și aripi fără precedent. Cu toate că dieta lui era formată în cea mai mare parte din alte insecte zburătoare, Meganeuropsis era capabil să vâneze și să consume creaturi de dimensiunile câinilor din prezent. 5. Labirito Dontia Chiar dacă în acea eră pământul era dominat de artropode și insecte, putem vedea imaginea primei reptile anfibiană descoperită până în prezent din acele veacuri. De exemplu, la fel cum aripioarele peștilor osoși au evoluat în înotătoare, iar apoi în picioare care le-au permis tranziția la o viață terestră, acest grup de anfibieni timpuri era cunoscut drept labirito dontia, iar printre caracteristicile proeminente se numără dinții proeminenți și solzii groși. Aceste creaturi arătau foarte similar cu crocodilii pe care îi cunoaștem în prezent atât ca dimensiuni cât și ca înfățișare. Aceste animale neînfricate trăiau în ape puțin adânci și de-a lungul malurilor, la fel ca amfibienii din ziua de astăzi. Nu erau foarte agili, așa că stăteau pur și simplu și așteptau momentul oportun pentru a ataca atunci când prada se apropia de ei și era prinsă în fălcile puternice ale acestei creaturi. Datorită dimensiunilor sale destul de mari și puterii fizice, labirinto Dontia obișnuia să doboare și să consume animale de dimensiunea vacilor din prezent. 6. Arthropleura Unele creaturi din această eră erau mult mai ciudate și unice decât crocodilii sau libelulele uriașe. Erau niște coșmaruri adevărate care se tărau la propriu pe pământul preistoric. De exemplu, miriapodele, care sunt deja destul de înfiorătoare, măsurând doar câțiva centimetri în lungime. Totuși, miriapodele din această eră erau de până la 40 de ori mai mari decât succesorii lor și aveau până la 2 metri lungime, adică cam cât înălțimea media unui jucător de basket din NBA. Această creatură se numea Artropleura și cea mai mare fosilă descoperită vreodată măsura peste 2,5 metri lungime. Acest lucru o face cea mai mare nevertebrată care a trăit vreodată pe pământ. Din păcate, atunci când au fost descoperite prima dată, nu s-au putut recupera fosilele gurii acestei creaturi, ceea ce duce la speculații sălbatice din partea cercetătorilor asupra dietei gigantului nevertebrat. Se crede în prezent că acești uriași erau de fapt ierbivori care aveau foarte puțini prădători naturali pentru că paleontologii au descoperit plante fosilizate în sistemul digestiv al acestei miriapode. 7. Strămoșii oamenilor Oamenii antici credeau că viața era capabilă să se genereze aproape instantaneu, însă cercetătorii moderni au spulberat acest mit și au descoperit că toate vietățile care trăiesc pe pământ își au originile în alte specii și subspecii ale rasei lor. De exemplu, câinii, vulpile și lupii sunt descendenții unui strămoș comun, de asemenea și oamenii și maimuțele au un strămoș comun. Este rațional să gândim că atunci când existau dinozaurii, chiar și înainte de aceștia, strămoșii noștri erau prezenți. Este adevărat, cu toate că primul mamifer nu va fi născut până în era dinozaurilor, iar mamiferele nu vor fi stăpânii Pământului pentru următorii 250 de milioane de ani de la dispariția acestora. Însă avem și noi strămoși înainte ca dinozaurii să predomine planeta. La scurt timp după evoluția primei reptile, aceasta s-a împărțit în două grupuri distincte, sauropside și sinapside. Sauropsidele vor deveni mai târziu dinozaurii bine cunoscuți, reptile moderne și păsări. Sinapsidele reprezintă grupul care vor evolua mai târziu în mamiferele din prezent, inclusiv primatele și oamenii. Deci ce sunt sinapsidele? Cum arătau strămoșii noștri? 8. Dimetrodon și Gorgonopsia un bun exemplu de strămoș al mamiferelor din prezent este dimetrodonul. Acest animal avea o lungime de aproximativ 3 metri și arăta foarte mult ca un dinozaur. Pielea lui era ca la orice altă reptilă, plină de solzi și avea o creastă mare asemănătoare cu cea a lui Stegosaurus sau Spinosaurus. Totuși, această creatură este una dintre primele sinapside, ceea ce îl face strămoșul nostru direct. Pentru că Dimetrodon avea sânge rece ca majoritatea reptilelor, el obținea toată căldura corporală din mediul înconjurător și își folosea creasta uriașă pentru a capta cât mai multă lumină solară. Probabil cel mai familiar aspect al animalelor din acea eră îl are un alt văr îndepărtat al strămoșilor noștri, terifiantul Gorgonopsia arată ca o combinație dintre o reptilă și un smilodon, adică un tigru cu dinți sabie. Craniul său lung de 60 de centimetri deținea o pereche de canini lungi și ascuțiți. Dimensiunile sale erau asemănătoare cu cele ale unui tigru din prezent între 2 și 3 metri lungime. Dieta acestor creaturi preistorice nu era formată din insecte, cum se întâmplă în cazul animalelor prezentate în acest videoclip, în schimb ei mâncau alte sinapside sau reptile. 9. Biodiversitatea Înaintea erei dinozaurilor, lumea era plină de animale masive și interesante. Era paleozoică a văzut cea mai intensă explozie de biodiversitate înregistrată vreodată de cercetători în univers. Dimensiunile uriașe ale animalelor de atunci erau datorate conținutului ridicat de oxigen din atmosferă, ceea ce a determinat o creștere extraordinară pentru toate animalele. În plus față de creaturile despre care am vorbit până acum, mai existau alte câteva sute de creaturi notabile pentru dimensiunile uriașe și ferocitatea înfățișării lor. Dunkleosteus era un pește preistoric și avea un craniu masiv de până la 6 metri lungime. Mai exista și Heliocorpion, o specie de rechin veche care a existat cu mult înaintea megalodonului și care avea o spirală ciudată din dinți acolo unde se află maxilarul inferior al rechinilor din prezent. Chiar mai mortal era Hineria, primul superprădător al pământului. Avea între 2,5 și 3,5 metri și își folosea notătoarele pentru a ajunge la mal într-un mod similar balenelor ucigașe din prezent. Acest lucru i-a permis să scape de prădători și de asemenea să se hrănească cu animalele care veneau să se adape. Cu toate că în această eră preistorică existau o mulțime de creaturi incredibile, nu a supraviețuit nici una până în prezent, cel puțin nu în aceeași formă sau dimensiune. Deci, ce s-a întâmplat cu toate vietățile din acea perioadă, unde au dispărut toate aceste animale și ce le-a cauzat moartea lăsând loc dinozaurilor, iar în cele din urmă mamiferelor, coliziunea cu un asteroid. Dinozaurii au dispărut atunci când un asteroid a lovit pământul în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani. Dar aceasta nu a fost prima dată când un grup uriaș de animale a dispărut. De fapt, un alt eveniment al extinției a dus la dispariția artropodelor de pe pământ și a eliberat drumul dinozaurilor pentru a prelua planeta. S-a întâmplat în urmă cu 252 de milioane de ani și a fost cel mai mare eveniment al extinției înregistrat vreodată. Nu a fost un singur asteroid care a lovit pământul, au fost trei faze separate ale extinției, arthropodelor, iar oamenii de știință nu sunt siguri ce a provocat fiecare eveniment în parte. Tot ce știm este că peste 90% din toate viețuitoarele din acea eră au fost exterminate. Cele mai bune teorii cu privire la această extinție sunt mai mulți meteoriți care au lovit pământul, erupții vulcanice și schimbările climatice globale. Fără amenințarea tripla acestor dezastre geologice, probabil că ar exista și în prezent miriapode uriașe, lăcuste și furnici care să cutreere pământul. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cum un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!